This is my last evening with you. Este ultima seară acum ați auzit în care domnul este cu zi ca să vă un mesaj. But we will have some wonderful brothers from Virginia with dar voi mai reveni împreună cu un grup de frați minunați din Virginia. And I hope to see you before we leave. Și sper ca înainte de a pleca să vă mai pot revedea. I have three children. Am în Statele Unite trei copii. Nine grandchildren. Și nouă nepoți. And I'm the only grandfather they have. Și sunt singurul lor bunic, așa că sunt cel mai bun. So I have to go and take care of them as well. Așa că va trebui să merg acolo să îi văd, să mă mai interes cu ei. So I wish you God's blessing. Așa că eu vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. I pray God's blessing upon you personally. Și mă rog personal ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste fiecare dintre voi. On your wonderful family. Și peste familiile voastre minunate. On your children. Peste copiii voștri. And upon your whole family. Și alți membri peste întreaga familie. And I pray God's blessing upon this church. Și în mod deosebit cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste această biserică. Which has become my home church. Care a devenit biserica mea, biserica unde sunt eu, biserica mea de casă. This message that I bring to you tonight. Mesajul pe care doresc să vi-l prezint în această seară. Is part of the material we'll be sharing at a conference at Apamea. Este doar o mică parte din materialul care va fi prezentat la conferință la noi la creștere la Apamea. On Saturday, January 25, întâlnire la care sunteți invitați și vă așteptăm cu drag. And if you are in the ministry, și dacă ai vreo chemare de slujire, or have a desire to serve God, sau dacă ai în inimă dorință de a-i sluji lui Dumnezeu, we invite you to come. Vă invităm ca să veniți. We just ask you to call. Ce dorim este să știm dacă puteți veni, să ne dați cumva de cunoscut că veniți ca să știm de venirea voastră. Ca să putem să vă pregătim toate cele spirituale necesare pentru conferință. Amin. Amin. Ok. Leadership. Everyone needs it. De conducere toți avem nevoie. Dacă nu e conducere, e haos. The questions that we ask of ourselves or we should ask. Întrebările de bază pe care noi le punem sau ar trebui să ne le punem. Is why am I here? De ce sunt eu pe acest pământ aici? My life has purpose and significance. Are viața mea vreun sens, vreun scop, vreo semnificație? And of course the good news. Bineînțeles că vestea cea bună este. Is that God has placed within every person. Este că Dumnezeu a așezat în fiecare persoană. A destiny to be fulfilled. Un destin care să fie împlinit. God has placed within you. Dumnezeu a așezat în tine. Something that this world needs. Ceva ce din jurul tău, oamenii tăi, lumea din jur are nevoie. Everything that God makes is for a purpose. Tot ceea ce Dumnezeu face este pentru un scop clar. And God made the heavenly bodies with a purpose. Dumnezeu a făcut și corpurile cerești cu un scop. It says to for days and nights and for seasons. Se spune în Scriptură ca să lumineze ziua, să lumineze noaptea, să așeze anotimpurile. And you are much greater than the stars and the galaxies. Tu ai mai mult preț înaintea lui Dumnezeu decât stelele și galaxiile. And the world needs you. Și cei din jur, semenii tăi, lumea, are nevoie de tine. God puts something within you. Dumnezeu așează ceva în tine. That this world of pain. Ca într-o lume în care este durere, singurătate and suffering, și suferință, they need what God has put within you. Cei din jurul tău au nevoie de ceea ce a așezat Dumnezeu în tine. And you have the capability. Și tu ai capacitatea. Of making a difference. Să schimbi lucrurile în jurul tău. And it's worth it. Și se merită. It's worth it. Se merită. Every time I say this slide merită. De fiecare dată când arăt acest cuvânt pe proiector că merită, I ask you to respond with voce tare,
merită. Aș vrea ca să răspundeți, să citiți cu toții, să rostiți acest cuvânt cu voce tare. Merită. Haideți cu toții. Merită. Okay, so every time you see this slide, deci de fiecare dată când veți vedea, you don't need special permission. Nu avem nevoie de permisiune specială. You all together, ci împreună say, să spunem merită. Thank you. Okay. It's never too late to begin. Niciodată nu este prea târziu ca să încep lucrarea. Here is a little boy. Avem aici un băiat micuț. And when he was 50 years old, he was a pastor of a church in New York. La vârsta de 50 de ani era pastor în New York. And now he's an older man. Și acum este un om un pic mai maturizat. But it's never too late. Dar niciodată nu este prea târziu. It's not too late for me. Nu e prea târziu pentru mine. It's not too late for you. Nu e prea târziu nici pentru tine. I see some gray hair here. Văd aici persoane cu părul cărun. And I'm talking about you. Și vorbesc despre tine. It's never too late. Niciodată nu e prea târziu. A leader. Un lider. Is somebody who sees a need. Este cineva care vede o nevoie and says, și spune, let's go. Să mergem. Let's do something. Și să facem ce trebuie. Now in this session, în această sesiune, we look at how the world works. Să vedem cum lucrează lucrurile în lume. Like a horse is guided through pain. Un cal este condus prin durere. Thank you. And the world wants to do that to you too. Și lumea vrea să spună că fostul vieții tale la fel. The scriptures that we read talked about be not conformed to this world. Cuvântul Domnului care a fost citit în această zi spune să nu vă lăsați this world lumii to press you să vă forțeze into conformity ca să vă facă după chipul to what this world wants from you. Acestei lumi, așa cum vreau. Your God is not this world. Dumnezeul tău nu este your lumea God aceasta. Is not the standards of this world. Dumnezeul tău nu stă în standardele acestei lumi. They want to tell you everything. Ei vor să vă spună totul. Television, de la televizor, the newspaper, ziare. They tell you what you're not supposed to do. You're not supposed to do this. You're not supposed to do that. Just fit in with everybody else. Who do you think you are that you are somebody special? You just be like us. Fit in. Atunci tu ești normal. That's the way you, they say that that's the way you're normal. Când ești ca lume, atunci zic că ești normal. And they tell you everything you don't have. Și îți vor spune tot ceea ce nu ai. Why you can't do what God put in your heart to do. De ce nu poți să faci ceea ce Dumnezeu ți-a pus în inimă? They tell you you don't have enough education. Îți spune că n-ai bani. You're just a woman. Ești o femeie. You're an old man. You're too young. You're too old. You're too short. You're too fat. You're to call every reason in the world why you can't do ca să nu faci what God has called you to do. Ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. And so they tell you to behave. Așa că îți vor spune stai cu mine. Be just like us. Fii ca lume. And so we're in a toxic environment. Așa că suntem într-un mediu toxic. And so our teachers, our parents, our friends, and our traditions all keep us limited within our box. They tell you how far you can go. Și vor spune cât de departe ai putea duce. So they want you to make you just like everybody else. Și vor să te facă așa ca un șablon mai tot ceva. Just like everybody else. Everybody else is fitting in the same mold. Același model, șablon. And so we're culturally conditioned. Suntem condiționați de cultură. Which school to go to. La care școală să mergem. When to retire. Când să ne pensionăm. And they yell at you.
they scream at you, they force you to behave in the way they want you to behave. But life is more than that. You are called for greater things than that. We are Pentecostal. Noi suntem Pentecostali. God says that Pentecostal people shall see visions and shall dream dreams. Those visions are not so you can just have the pleasure of a vision or a dream. That's not what it's there for. Nu pentru aceasta ți le dă Dumnezeu. The vision is to show you what God has in mind for you. It's a picture of your future. It's a picture of your job. It's a picture of what God wants you to accomplish. You have destiny, and God will show you your destiny as Pentecostal people through visions, through dreams. You may be sleeping, you may be in church, but God can show you in a moment of time incredible amount of information. So it's more than just being born and going to school and get a job and raise a family and pay bills and then die. No, your life is more than just that. In some way, God has destined every one of us to make a difference, to change something, to dream something, to have a vision for something. But our culture is like trying to grow a tree without ground, without soil. Dar societatea cum ar vrea să crească un copac fără pământ. This world will not allow you to grow to what God has put within you. Lumea aceasta nu va da voie să crești spiritual în direcția în care Dumnezeu te-a. You need to do something. Trebuie să faci ceva. And so they don't want you to do. They don't want you to do anything extraordinary. Lumea nu vrea ca tu să faci ceva mare și extraordinar. Who do you think you are? Cine crezi tu că ești? What do you think, you're better than us? Crezi că ești mai bun ca noi? Don't get out of the boat. Nu mai ieși din corabie. Stay in the boat. Stai în corabie. What are you, crazy? Ce ești nebun? What's wrong with you? Ce e problema? Get out of the boat. Nu ieși din corabie. What's wrong with you? Ce e cu tine? Leave things alone. Don't make problems. Nu fă probleme. Don't change things. Nu schimba lumea bine. Everything is not great. Nu totul trebuie să fie mare. But we don't want to make problems. Dar noi nu vrem să facem probleme. That's what they tell you. Asta îți vor spune. But that's not God's way. Nu aceasta e calea Domnului. Your life is not controlled by pain, by circumstances, or by other people's advice. Your counselor is the Spirit of God. God is amongst us. God is with us. God is with you. Amen. Not by what people tell you. Nu de ceea ce oamenii spun. Your life is according to the will and the plan of God. Viața ta trebuie să fie conformată cu voia și cu planul lui Dumnezeu. That's why the Bible says
for a purpose. Și asta ne spune Dumnezeu. There's a reason why the Bible says this. Pentru care Biblia ne spune acest lucru. Because there's a pressure. Pentru că există o presiune. For you to conform and be like everybody else. But God has made you different. Dar Dumnezeu te-a făcut diferit. Every one of us. Fiecare dintre noi. Is different. Este diferit. As the fingerprint. Ca și amprentele de pe degetele noastre. And so this happens. Aceasta se întâmplă. Aici. This is where it begins. Aici începe totul. You have to go against what you've been taught. Trebuie să te lupți împotriva ceea ce ai fost învățat what de lume. Expected of you. De la ceea ce lumea așteaptă de la tine. You need to get out of the box. Trebuie să ieși din cutia care lumea te-a așezat. Has put you in. De care lumea te-a așezat, te-a pus. And so we need to change our mind, be renewed in our mind. Trebuie să lăsăm mintea noastră să fie prelucrată cu mintea de cuvânt ca să știm cine suntem noi. Yes, we are humble. Da, suntem and we are realized. But we are children of God. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. God has chosen us. Dumnezeu ne-a ales pe noi. God has chosen you. Dumnezeu te-a ales și pe tine. Da, pe tine. For a purpose. Pentru un scop. You are not nobody. Nu ești un nimeni. God doesn't make nobody. Dumnezeu nu face nimeni și nimicul. God makes servants. Dumnezeu face slujitori și vase de lucru. Abraham was not nobody. Avram n-a fost nimeni. Moses was not nobody. Jacob was not nobody. Noah was not nobody. And you are not nobody. Nici tu nu ești un oare. God uses men and women și femei. Just like you in seara aceasta. Change our mind about God. Schimbă-ți gândirea cu privire la Dumnezeu. Oh, because I'm not perfect, God must be angry with me. Dacă nu sunt perfect, probabil că Dumnezeu e supărat pe mine. That is stupid. Este o prostie să that is not correct. Nu e corect. Like a mother with a child. Așa cum mama cu copilul ei. Every one of these boys. Fiecare din băieții ăștia. Wonderful boys. Sunt băieți minunați. They're normal boys. Sunt copii băieți normali. Nu sunt toți băieți. La vârsta lor. Nu cuminte, dar normal. Nu sunt cuminte, dar sunt normal. And you ask the mother. Întrebați mamele. What is your son? Cum este fiul tău? Oh, he's a wonderful boy. Oh, I love him with all my heart. But he made noise in the church. That's okay. He'll grow up. If parents think about their children like that, what does God think about you? Oh, it's okay. They're growing. They're maturing. I love them with all my heart. And God loves you imperfect as you are with all His heart. You need to know that God loves you and is with you just as you are now. Imperfect. But you're here. Because you want God. Pentru că tu dorești pe Dumnezeu cu toată inima. And then renew your mind. Înnoindu-ți mintea ta. About the presence and the power of God. Privire la prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. You can do everything. Poți să faci tot ce trebuie. God has put in your heart to do. Tot ceea ce Dumnezeu ți-a așezat în inima ta să faci. Because you have the power of the Holy Spirit. Well, I don't feel the power. When I spoke in tongues, I felt the power. When I was in church, I felt the power. But right now, I don't feel the power. You don't have to feel the power. You trebuie să crezi în Dumnezeu și puterea Lui. Și să mergi prin credință în ceea ce Dumnezeu așa. And that is
the way that you might prove ca să poți deosebi what that will of God is. Care-i voia lui Dumnezeu. Not the will of the world for you. Nu voia lumii the will of God ci voia lui Dumnezeu. That good and acceptable bună, and perfect will of God. And God put within every one of us și Dumnezeu a așezat în fiecare dintre noi ceva, un dar, o manifestare care este diferită. What God put within you is different. Ceea ce a așezat Dumnezeu în tine e diferit față de altul. The Bible tells us that. Și Biblia ne spune that within you, căci în tine, God put a seed. Dumnezeu a așezat ceva ca o sămânță. There is a seed of a vision, of a purpose, of a destiny, of what God has for you in this lifetime. Your significance, your purpose, and that seed is within every one of us. It's within you. Yes, you. It was in Jeremiah. Era și în Ieremia, while he was still in his mother's womb. It was in the Apostle Paul. Era în inima Apostolului Pavel. He was destined. Care a fost hotărât, destinat. In spite of his past. În ciuda trecutului. He was destined. A fost destinat. To be a powerful man that changed the world. Prin care Dumnezeu să schimbe lumea. You are destined. Și tu ești destinat. Don't doubt it. Nu te îndoi. Moses. Moise. People didn't believe it. Oamenii n-au. Who are you? Cine te crezi tu, Moise? You are murderous, Moses. Dar Dumnezeu l-a folosit pe Moise. Because God put with him the seed of a leader, of a deliverer. And you have something in you. Yes. And the Bible puts it this way. Dumnezeu vorbește cam așa în Biblie. You haven't heard. Nici nu s-a auzit. You haven't seen. Nici n-ai văzut vreodată. God has prepared. Cam așa a pregătit Dumnezeu ceva pentru tine. Dacă ești gata să aștepți pe El, să te încrezi în El. Dacă aștepți cu răbdare. Not just wait cu răbdare, but wait with pregătire. Deci să te pregătești în așteptare, nu doar să aștepți pană măreață acolo la ce zice așteptare. Frate, Roy, ești ușor? Nu! Number one! În primul rând. You gotta stir it up! Trebuie să înflăcărezi, să stârnești darul. When we have a good ciorbă at home, când avem acasă o bună stiu, I know that on the bottom, știu că acolo la fundul oalei, it's like a good stuff. Se găsesc bucățile de carne. But on the top, dar la suprafață, my junk. Zamă. Junk, gold. But I have to get my big spoon. Trebuie să iau pulărie. And I have to mix it up. Să amestec. I have to stir it up. Să amestec. Because there's something good down at the bottom. Pentru că ce e bun e acolo la adâncime. Stir up the gift. That God has put it in me. Don't let it stay on the bottom. Nu lăsa să stea acolo. Bring it up. Stir it up. Remember it. Pray about it. Believe God about it. If you don't stir it up, it goes back to the bottom se duce jos like la in a ciorbă. Cum se duce carne la ciorbă. Stir it up. Amestec. Amestec bine. Oh, I'm handicapat. Sunt handicapat. Nu contează. There are many handicapped people. Sunt mulți oameni care au handicapuri. Who have changed the world. Care au schimbat lumea în jurul lor. Some of our handicaps people can't see. Unii au handicapuri pe care oamenii nu le pot. Because they're inside. Pentru că sunt they're in our mind. Unii au în minte. But God can use them. Dar Dumnezeu poate folosi pe ei. As well as other people.
precum folosește whatever the gift might be, oricare ar fi darurile lor, God has given to you something very special. Dumnezeu ți-a dorit și ție ceva special. And so you need to identify the obstacles. Trebuie să identifici obstacolele. Is it the geography or relationships? Relațiile sau orientarea zonei? Habits, obiceiuri, resources, training, pregătirea ta, support, susținere, motivation, dacă n-ai motivație, identifică-ți piedicile tale. And realize they're all excuses. Și dacă nu vrei să faci o lucrare, întotdeauna vei găsi scuze. Just excuses. Dacă vrei să faci, vei găsi soluții. Excuses are not faith. Scuzele nu sunt partea credinței. Excuses are destroyers of faith. Scuzele sunt distrugătoare ale credinței. Instead of making excuses, și în loc să mai găsim scuze, believe God. Suntem chemați să credem în Dumnezeu. Să ne încredem în Dumnezeu. Because God has the power to bring you over your obstacles, around your obstacles, under your obstacles, or through your obstacles. But God has the power to do that. Because you have a dream. Yes, you do. Da. Yes, you do. Da, poți. Most of us, we know what that dream is. Trebuie ca și noi să we have seen it, we have felt it. Să simți, să trăiești. And sometimes we haven't identified it. Și să identifici, pentru că uneori nu ești conștient de el. Sometimes you need to move. Uneori trebuie să te micuți. It doesn't mean you have to move to another nation. Nu înseamnă că trebuie să mergi în altă națiune. But it means you need to move in some way. Dar într-un fel sau altul trebuie să schimbi mentalitatea. Out of your negative environment. Sau mediul tău negativ. Or you need to say goodbye. Sau trebuie să ții rămas bun. Time to. Next time find the Pentecostal. Say goodbye. Say goodbye. Să spui adio unor obiceiuri sau oameni cu influență rea. Every relationship fiecare relație that does not build you up in Christ, care nu te înalță, nu te ridică în Hristos, takes away from the relationship. Te îndepărtează de relația ta minunată. Watch what you listen to. Fii atent la ce asculți, la ce primești, ce accepti. Who you allow close to you. Cui permiți să stea pe lângă tine și să te influențeze. Folosește deosebirea, discernământul, înțelepciunea. Nu poți să petreci ore împreună with somebody cu cineva who doesn't share your vision or your faith or your dream. Care nu e o sursă de viziune, de credință. They will kill you. Ci îți vor ucide sămânța și temoare. You need to strive. De aceea trebuie să te frământi, să depui efortul. Fight, să lupți, resist, să te împotrivești, concentrate, study, work, train, do something. Să faci tot ce because vine it de does tine. Not come to you. Pentru că nu vine la tine. You have to go to it. Tu trebuie să te duci în direcția de tine. Merită. 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 Thank you very much. Okay. Pursue knowledge. Urmărește cunoașterea, caută să te documentezi. If you study the book of Proverbs, dacă studiați cartea Proverbelor, este plină de cunoaștere dumnezeiască. Chase after it. Aleargă după. It won't run after you. Și nu va veni ea la tine. You have to run after it. Tu trebuie să cauți cunoașterea înțelepciunii. That's just the way it is. Așa e cale. You need desire. You trebuie need să dorești. Dorință. You need gana. Gana! One song can change a man.
O cântare poate să schimbe un moment. An idea can change the world. O idee poate schimba o lume. One step can start a journey. Un pas poate să înceapă o călătorie măreață. And prayer. Și rugăciunea can make the impossible possible. Poate să facă din imposibil posibil. So the proverb says, you know, the heart of him that is has understanding. Caută știința, disperată. Știință, nu numai știință ca fizică și matematică. Știință este mai mare ca aceste. Și tot aceste din Biblia. If you find somebody like that, dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, you will have influence. Acesta are influență. You will have significance. A va avea semnificație. And you will not be where you are today. Și nu vei mai fi unde ești astăzi. Because you will be tomorrow. Pentru că mâine vei deveni. What you are preparing for today. Ceea ce te pregătești ca să devii. This is all part of the conference. Aceasta este doar o parte din ce vom vedea la conferință. God touches your heart. Și dacă vrei ca Dumnezeu să-ți atingă inima, te invit să vii. Come. Și Dumnezeu îți va vorbi. We used to do marriage conferences. Am ținut și conferințe pe tema familiei. And everybody who came to me for counseling regarding their marriage. Și toți acei care au venit la noi pentru consiliere maritală. They never came to the conference on marriage. N-a mai fost nevoie să vină a doua oară pentru conferință de mariaj. Hoping the people who had healthy marriages came. Deci au venit la noi și apoi au ajuns cu căsnicii sănătoase. Yes. Now, you have facultate prin internet. Dacă aveți internet, aveți YouTube. Și prin YouTube is facultate. Orice tu vrei înveți este acolo. Caută acolo. Sunt în școală zilnic acolo. Aproape. Process. Procesul realizării. You are born to be a leader. Ești născut ca să fii un lider la un anumit nivel. But you must become. Dar trebuie să te zbați, să devii what you were born to do. Ceea ce Dumnezeu a rânduit să fii când te-ai născut. Just because you have the potential, pentru faptul că ai potențialul și capacitatea, does not mean asta nu înseamnă that you will have the experience. Aici e experiența. There's a process. Este un proces pe care trebuie să-l faci. It's like the seed that is within you. Care Dumnezeu a așezat în tine. Is like a tree trapped inside the sea. Este ca un copac care este așezat, e prins într-o sămânță. In interior de aceste seminte este un pom. The tree is in the sea. Copacul din perspectivă este în sămânța aceea. Așa este și înăuntru tău. But what's in here? Dar ceea ce este acolo este to go through a process. Viermele la urât to fly. Trebuie să treacă printr-un proces să ajungă fluturile la urât. So inside of a follower is a leader. În inima, înăuntru fiecare dintre urmași, dintre ucenici, e sămânța unui lider. But you must become. Dar trebuie să devii that leader. Acel lider. That is inside of you. Pe care Dumnezeu l-a așezat înăuntru tău. Amen. That seed. Această sămânță. Is alone. Este singură. It's dark. Este în întuneric. It's tight. Este strânsă. There's pressure. Este sub presiune. Unknown things going. Nimeni nu știe de ea. Don't complain. Nu te plânge. About the process. Privind la proces. When it gets difficult. Când ajungi în dificultăți. God is preparing you for something.
ceva. Endure the process. Răbdă procesul. Don't run away. Nu-l evita, nu fugi de el. Endure the process whereby God is making out of you the man and the woman of significance, care să schimbe lumea, of power, plină de putere, that will change the world. Cu semnificație. He received the seed. Aici vedem sămânța așezată în pământ. Nobody sees it. Nimeni nu vede. It's under the ground. Este sub pământ. It's alone. Singur. It's dark. E întuneric. Oh. And sometimes I've been alone. Uneori și eu am fost. And sometimes I've been in the dark. Și eu am fost în întuneric. And you have been there too. Și voi ați fost în întuneric. And then you sense something happening. Și apoi simți că ceva se întâmplă. And then something small. Și apoi ceva mărunt. And then it begins to grow. Și apoi începe să crească. And one day, și într-o zi, that becomes a tree. Devine un pom. How? Number one, it's planted. În primul rând, plantare. You're called. Ești chemat. You have heard the voice of God. Am auzit vocea lui Dumnezeu. You have seen the vision. Sămânța, viziunea în viața ta. And then you have been watered by the Holy Spirit. Ești chemat să fii udat de zi prin Duhul Sfânt. The baptism in the Holy Spirit. Botezul cu Duhul Sfânt. Is so much more than speaking in tongues. Este mult mai mult decât vorbirea în alte limbi. Speaking in tongues. Vorbirea în alte limbi. It's just like opening the door a little bit. Este un pic din a deschide ușa. Spread the door wide open. Deschide ușa larg. And go in. Și intră pe ușă. And then. Și apoi. The word of God. Hrănirea. The nutrients. The soil. Elemente nutritive. The pământ. From the word of God. Din cuvântul lui Dumnezeu. This one is the most difficult for some of us. Pentru unii dintre noi e cel mai dificil pas al procesului. Răbdare. Hrănirea. Doamne, pentru ce am nevoie răbdare? Pentru că am nevoie mult timp pentru această răbdare. Eu vrei răbdare acum. Așa este. And so the seed has to die. Această sămânță trebuie să moară. You have to die. Trebuie să moară eu. To your own ambition, your plan, your desire. Just lay down and die. Lasă să moară. And then you'll be buried with Christ. Suntem chemați să fim îngropați împreună cu Hristos. And then he will raise you up. Pentru că apoi viața din el să iasă la suprafață în timp. I'm sorry, my time is done. Se pare că mă apropii de expirarea timpului. But we will have more time at the conference. Dar pentru toți cei dornici vom avea timp din belșug să dezbatem această conferință. Blessed people of God. Voi, oameni binecuvântați ai lui Dumnezeu, fiți și mai binecuvântați. Amin. Amin.